Tony Compolo, un pastor din New York, povestește că într-o dimineață a mers la o evangelizare. Eu am mai spus de mai multe ori prin predici și am o carte pe undeva pe aici în care am citit asta. Și zice Tony, măi, m-am trezit de dimineață, duminică, eram un pic, am obosit, meditam la predica mea și pentru că eram obosit pe drumul ăla lungi americane, m-am oprit undeva într-o benzinărie, zice să îmi iau o cafea. Și când m-am oprit ca să-mi iau cafea, am văzut două femei, de-astea de moravuri ușoare, care stau prin parcări, printre tiruri, stăteau la o masă acolo, singure, dimineața la 6:30, 7. Și a spus una către alta, a zis, măi, Agnes, zice, nu, măi, Frida, îi zice, în seara asta să vii puțin mai devreme. Zice, păi nu, vin la 10, când avem, începeau ele programul. Nu, zice, să vii de la 9. Mă, e ziua mea de naștere. Împlinesc, nu mai știu, 29 sau 30 de ani. Niciodată în viața mea nu mi-am sărbătorit ziua de naștere. Când am fost mică, am fost săracă, nu mi-am sărbătorit ziua de naștere. Când m-am făcut puțin mai mare, mama m-a vândut la prostituție. După aia zice, știi că de ani de zile noi ne petrecem viața numai prin parcări. Nu mi-am sărbătorit, mă, și eu odată ziua de naștere. Și zice, uite, te rog frumos, diseară să vii la ora 9, pentru că zice, vreau să sărbătoresc cu tine ziua mea de naștere, că e ziua mea de naștere mă, azi. Și aia zice, bine, zice, bine măi, Agnes. Pe una o chema Agnes și pe una Frida. Tony Compolo spune, după ce am plecat din Peco la biserică, la evangelizare, eu nu mai am știut nicio predică, nimic, eu am uitat tot. Pe drum m-am gândit numai la fetele astea. Când m-am dus acolo, mesajul meu n-a mai fost cel care pregătise, m-am predicat altceva, a fost un timp extraordinar. Am venit înapoi la mine la biserică pentru programul de seară și i-am spus secretarei mele, te duci și îmi cumpăr cel mai mare buchet de trandafiri pe care îl găsești duminica în vreo florărie și mi-e și un torturiaș. Și zice, de ce? Mi le iei că eu când se termină programul în seara asta la 8 fix, zice, am o misiune importantă. După ce s-a terminat programul, m-am urcat în mașină, am fugit. Când am ajuns, era 9 și ceva, ele erau deja la masă. Și se duce Tony Compolo, zice, mă duc cu buchetul de flori și cu tortul și mă apropii de ele, pun tortul pe masă și îi dau flori și îi spune la mulți ani, Agnes. Și ea se ridică în picioare deodată și a zis, bă, dar cine ești tu? Și a zis, eu sunt pastorul Tony Compolo. Ce? Pastor nemernicilor, de câte ori am de-a face cu un preot sau cu un pastor, toții mă vorbesc de rău, în fine, ce îi zice, îmi reproșează și așa. Nu vreau să primesc nimic de la tine. Și a zis, Agnes, știu că este ziua ta și eu ți l-am adus de ziua ta. Și a zis, ești pastor, dar ce fel de pastor ești, mă, la ce biserică ești tu? Și a zis, eu sunt la o biserică ce organizează sărbători de naștere pentru fete ca tine. Și a zis, ce, există așa ceva? Și a zis, da, noi la biserică facem sărbători pentru fete ca tine. Spune Tony, i-am lăsat tortul și i-am lăsat florile. Am plecat în mașină, m-am rugat pe drum. Duminică dimineața, printre primii la biserică, a fost Agnes cu fetițele ei. S-a pocăit fata aia și acum cartea e scrisă de vreo 20 și ceva de ani sau poate mai mult. Și spune la un moment dat, Tony Compolo a zis, s-a căsătorit cu unul dintre pastorii asistenți de la mine din biserică și este o persoană hiperactivă, ceea ce înseamnă recuperarea oamenilor pierduți. Wow. Vezi? Cât contează un astfel de pastor?